Fraților, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5. Suntem aici împreună cu domnul lecturatul. Salută lumea! Și astăzi o să vă prezentăm tankul acela nou, care se mișcă mai repede, dar este mult mai sensibil. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade din seria asta de GTA 5. Și dacă aveți propuneri pentru viitoare episoade, când o să vă mai prezentăm lucruri, să ni le arătăm, figurie, tata, facem tot. Hai grasule, să le arătăm noul tank. Uitați-le acolo, eu am și paznici. Deci asta aici e făcută la cerere. Este, dar a mea e gold, fraiere. Eu am făcut așa o culoare de asta și mi-a luat și ăla. Dar ăla nu știu dacă vreți neapărat să-l vedeți. Vreau să-mi umplu aici de mașini, că dacă în viața reală nu pot, în jocul măcar. Ia uite tankul ăsta. Deci mi se pare șmecher așa, arată ca din viitor, dar e cam fraier, am văzut, adică nu rezistă foarte mult. Și e pe roți ăsta. Ba nu! Ia, dar bă, nu o face. Și nu mai repede cu el decât mine. O, căpiși cu el în apă. Ba da, se mișcă repede. Urela mai ales, uite cât repede mișcă tu. Da, ia uite și tu. Ia uitați-vă. Da, și racheta se duce mai repede. Dar oare... Dar dacă putem să punem pe cineva la machine gun-ul ăla. Bă, dar oare îl putem tuna, mă? Cred că dacă îmi dădea să-l tunez, dar vezi ce faci cu turela pe aici. De ce? Ia uite de ce, prostule. Ia uite la el, ducați-și. O, bă, căscut. Mă blocași! Aoleu, doamne. Bă, nu știu, dar mi se pare greu să mergi cu tankul. Fraților, astăzi vrem să facem un challenge, o stai pe loc. Să facem tankul ăsta versus tankul vechi, dar pentru asta trebuia să sun la Pegasus. Ce faci, mă? Mă distrez. Dărâm barajul! Mamă, ce șmecher a fost să cadă acolo apă și să inunde tot orașul. A, uite că ne-l dă două aproape. Hai, fugi. Vrei să-mi tragi mine, că rămâi e fără tank. Nu, 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 încep, nu încerca să-i scazi armura. Se pune ploaia, grăsule. Nu, nu! Ia și mă dau cu frâna de mână. Cer după cerc. Grasule, grasule, vino și salută-ne. Tiki-taka. Nu o scapă nimeni de tankul ăsta. Oale. Oale. Dar asta știi care e diferența între ăsta și ăla? Asta când te uiți cu el pe mașină nu prea face nimica. Da, face prăpăd ăsta, mă, mâncați-și. Da, nu explodează mașina normală. Când treci peste ea. Da, grasule, dar... Dar rezistă la gloanțe, rezistă. Da, e nasol că vezi că îi se ridică turela mai puțin ca la celălalt. Da, 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 am văzut. Vreau să le vezi că o să mor din nou în tankuri, o să vedem care mai sunt. Da, unde ești? A. Pe stadionul ăla. Ăla să vin eu. Cum mă dracu de aici? Nu înțeleg, de ce ai încercat cu mașina vreodată să faci treaba asta? Gata, măi, băieți, măi. Grasule, rămâne acolo, pe stadion. Stai așa, că gonesc eu pe prietenii noștri, lăcustele. Stați, măi, băieți, n-auziți, să mă lăsați. Noul, deci e tankul ăsta versus tankul ăla. Ăla nou versus ăla vechi, cum ar veni. Exact. Cum ar veni, că nu e. Da, bă, dar nu-mi place, mă, cum se controlează tankul ăsta. Prea ușor. Grasule, ești gata? Fii atent cum facem, că facem mișto. Vino încoa. Unde ești? Aici. Ce caută, mă, pușcările ăștia cu mine? Pe cazul ăla ești, bă, băieții. Dar tu unde ești, mă? Bă, bă, nu poți să ies pe aici, nebunule. Stai că încerc. Reuși? Hai. Așa, fii atent. Fii atent. Stai acolo. Că te învăț eu ce să faci. Aia, vine acum.
Fii atent. Stăm amândoi spate în spate. Vino încă. Păi, pune-te spate în spate cu mine. Păi da, unde? Vrei să vin după tine sau nu? Da, 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 acum. Păi și unde te mai duci? Aici, stau aici, să fie la jumătate. Păi nu e la jumătate. Pungro. Da, da, mă călcă. Așa. Nu fi... Păi întoarce-te pacuturile încolo. Așa. Acum mergem încolo până numărăm la 5, ne-am întors și am tras. Pa, hai. 1, 2, 3, 4, 5! Oale! Tu nici nu mă nimeriși. Bă, lăsați-ne voi băieți în pace, că noi ne jucăm aici. Te nimeri? Niciodată. Oale! Lua foc, lua foc! Fire, fire! Fugi! Ia-l! Nu m-a prins, fraiere. A încălcat pactul. M-a bubuit, mă. Sla, mă. Nu e, mă, că ăsta a văzut că își deviază gloanțele. Nu știu, mă, dar tu nu mă nimerești niciodată. Și le deviază, deci trag în tine și n-ajung. Deci niciodată nu mă nimerești, ești nebun. Vezi că mai am eu tancul meu în partea alaltă. Du-te și al. Care partea aia? Unde? Vezi că e, nu, vină pe aici, pe unde sunt eu. Aha. Ușor de zis. Sări gardurile. Nu pot. Mă, ce faci, cum nu poți? Păi nu puteam sări gardul. Aha, îl văd. Uite acolo, în partea aia. Mă, ia lasă-mă să trag în tine să văd dacă te bubui cu ăsta. Cu ce, cu agheu? Mhm. Iarăși, mă, ți-ai închis tancul, mașinile. Unde, mă, că tancul e aici? Ăla-i tancul tău, prostule. A, da, bă. Uite, mă, prost, e mâncați. Uite, aici e tancul meu, în față, aici. Acum vin. Ce mașință frumoasă am. Mă, ai tata când o vede. Miau. Unde e? Grasule? Uite-l aici gras, uite-l acolo, în partea aia. Uite acolo. Stai așa, color azi la mașina. Dă-te jos din ea, că oricum pot ajunge, uite-l acolo în față. Uite-l acolo. Sunt campionul la 1000 de metri garduri. Ce e aici, mă? Hangar. Băieți, lăsați-ne să ne jucăm. Da, asta arată mișto așa, văd ca formă. Da. Dar din el oare... Pot să văd? Nu, te lasă, tot ore la o vezi. Hai, începe să tragi mine. Da, de fapt, cred că deja am luat fum tancul. Da, deja am luat fum. Hai să ne batem așa, acum e o luptă corectă, ieși afară. Bă, tu început să tragi? Păi, tu ce credeai? Păi mă bubuiră polițiștii că bubui lângă ei de nebunii. Da, grasule, lasă că motivele sunt mai bun. Oricum, nu, e mai bun tancul ăla. Da, bine, că e mai lent, asta e partea a doua. Ăsta e mai practic. Nici nu făcuram să zicem un test de rezistență, că eu trăsăi mai multe în tine decât trăsești tu mine. Păi, dar trebuia să ne punem unul că lângă altul și să tragem. Da, și să tragem câte una una, știi? Da. Oricum, e clar, după ce începe să scoată fum sau alea, se cam duce. Salut, băieții, ce faceți? O sârmă. Ah, nu te văzui de pomi. Ce scuze. Hai bă, că vin și eu. Grasule, hai să mișcăm aici rațele și vânătorii. Da, bă, le-ați pe aeroport. Sau ce pâine e asta, poate vă trebuie. Vine acum. Iată vin colindători.
Florile-s d'albe, noaptea pe la cântători. Florile-s d'albe și m-au bubuit mereu, mereu. Florile-s d'albe, zic cu vin că de-asta beu. Ce se întâmplă, doctore? E tata. Ce se întâmplă, doctore? Taxi! Salut! Scapași. Nu-mi place, mă, grasule, deci oamenii se țin scai de mine. Stai, te rog eu, stai! Nu, tu nu. Aaa, din nou, te prinsăi, te întorsăși. Vin eu cu taxiul. Unde ești? Am și eu, am și o mașină mai frumoasă ca a ta. Ia uite-o ce se învârte. Grasule, ia împinge-mă, hai. Hai. Bă, nu pune frâna. Hai să facem, las cauciuc standing. Hai, chiar că. Da, mergi tu drept. Opa. Ce se întâmplă, doctore? Hopa! Bă, ești prost! Hopa! What the fuck? Mă, ce se întâmplă? Mi se spart cauciucurile. Câștigai. Mi se spart cauciucurile, bă, de-aia. Bă, ești nebun. De ce să fi spart mai repede? Nu știu, și după aceea tu văzuși că începui să te împing, dar înainte. Fugi, Bercea, fugi, că l-ai ratat ca prostul. Sayonara, fraiere. Asta la vista, baby. Fă-mi dreapta pe aici. Yeah! Hopa! Ce făcut cu asta la vista, baby? Mă bătură ăștia alu Mihai. Alu Mihai? Da. Yeah! Băi! Regele Mihai pentru tine, bă. Bă. Nu Mihai ăsta, altul. Mihăiță. Și pot să te omor când vreau. Îmi omor asta, fraiere. Asta la vista, baby. Nu o să mă prind niciodată. Oale. Eu, au. Au. Nu te cred. Au. Moș Crăciun cu plete de al meu. Am sunt de plină metru. Ce a, m-am anticipă. M-a anihilat. Vorba unui mare lic, câte borde, atâtea obicee. Bă, grasule, dar unde pot să-mi cumpăr și eu pistolul cu electroșocuri? Bă, nu știu, nu e la gun shop. Nu e! Ia stai să mă uit. Lasă-mă să trăiesc. Leave me alone. Lasă-mă să trăiesc. Ia uite un compact. Unde ești? Mă duc pe gun shop. Bă, eu am fost. Mai întrebi și mie un pic de level. 4 levele și mi-au și o minigun-ul. Care ajunge ultimul este un papă lapte. Păi da, mă, dar eu n-am mașină de bat. O mutai pe aia 35 de metri deasupra cerului. Parcarea cum se face? Ei, iau-te aici. Dacă mai faceți și voi parcare de asta, aveți din partea mea câte un Happy Meal. Ia dă-mi bă unde la, băi! Ce? Nu tu. Deci uite, pistol combat, SNS pistol, ăsta nu e, ăsta nu e, stai așa. Care-l la cu electroșocuri, doamne? Nu e, grasule! Așa. Fratele meu, dăm cea mai bună armă pentru electoratul să-l anihilez. Asta o am deja. Păi nu... O sără, mă. Ce cauți, grasule? Eu am căutat pe ce și nu prea am găsit, să știi. Grasule, nu găsesc ce-mi trebuie. De unde fac șoros de pistol cu electroșocuri, fraților?
Trebuie pentru educația lui electoratul. Este? You have good taste. I could tell. Combat pistolul l-am. Nu știu unde sunt, să-mi bag vișoarele. Frățul, unde e ăla cu electroșocuri, că trebuie să fie pe aici? Mamă, un cuțit, nu mi-a luat niciodată. Un dobor în cap îți dau electoratul ăla. Ia stai, mă, că trebuie să mai fie pe aici, așa. Nu. Uite, nu-l mai am. Grasule? Ce? Ia afară să ne batem. În arme albe. Cum ar fi? Hopa, ia stai, ia stai. Arme albe, sunt o grămadă. Nu gear. Armură? Nu vreau armură, vreau și un pistol cu electroșocuri. Ce faci acolo? Alege-ți arma, stai. Un topor. Și am un pulan, hai. Hai. Te-ai în gâtul, măti. Bă! Adică vrei să spui tu mie că ăsta mă omoară cu pulanul și eu nu mor cu aia? Ia stai așa, că mai am ceva. Vino încoa. Îți iau granda, vino încoa. Hai să facem o bătaie de stradă. Cum ar veni? Adică cu elemente care le putem avea și noi în viața reală. Da, în viața plină. Ia fent aici. Da, că n-ai viața plină. E tata. Te înjunghiei? Da, vino în casă, vino spre mine. Oale, unde ești? Ia hai grosule. Hai, vino în. Sânge... Maică... Ai, punal! Rozetă! Fraților, cam atât cu acest episod, nu uitați să apăsați și pe butonul like și noi sigur ne vedem data viitoare, pa!